scări. Aici am fost la etajul 2, vom merge la etajul 1. Toată e foarte frumos. Vedeți? Foarte frumos, foarte bine. Treci, mată. Steagul Greciei nelipsit. Alta. Avem o cameră cu pat dublu, cu kitchenetă, da? Cu toaletă, cu WC-ul, cu duș, frumos, cochet, intim, numai bună pentru petrecerea unei vacanțe, fără stres și fără implicarea altcuiva. Da? Frumos. Aici ne aducem minte unde suntem. Foarte frumos. Foarte frumos. Asta este camera 13. Da? Camera 8 ne așteaptă. Iar este camera frumoasă de două paturi. Cu tot ce trebuie, cu tot ce trebuie. Casa de valori, baia generoasă, oglindă, balcoanele, terasele foarte generoase, cu mobilier de balcon, cu... avem niște terase superbe, superbe. Poate intrăm în altă cameră deocamdată. Avem și ceas care ne spune cât e ora, avem și televizor. Foarte frumos, foarte frumos. E frumos, ia să vedem ce cameră mai avem, camera nouă. Ce cameră mai avem? Aici avem o cameră de 3 paturi, unul dublu și unul single, cu kitchenetă, unde ne putem pregăti o cafeluță, micul dejun. Aici avem un frigider foarte încăpător. Plitele sunt superbe. Cum e la drumul, cum, bineînțeles, sunt tablou. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Toate. Camera iar cu 3 paturi și așa, kitchenetă, da, baie și așa ne putem viziona toate camerele, ele fiind foarte asemănătoare, foarte asemănătoare. Aici avem o cameră de 4 persoane cu kitchenetă, da, cu baie, cu duș, cu două paturi single, cu un pat dublu. Aici voi ieși pe balcon să vă arăt ce balcon generos avem, da? Cu mobilierul de terasă, unde putem lua masa, uscător de pat. Și acum o să vă rog să fiți foarte atenți, că o să vă arăt marea. Deci, așa arată marea de pe terasa hotelului în care stau. Da? Colonizarea se vede. Trecem strada și descoperim plaja, care este minunată, este lungă, lată, cu un nisip extraordinar de fin. Și cu apa care este terapie curată pentru suflet, pentru minte, de ce nu pentru oase, pentru piele, da? Sunt afecțiuni ale pielii care se vindecă prin apa mare. Da, și cu asta am încheiat periclul camerelor, prezentarea camerelor
de la hotel, avem vecini, avem vecini foarte buni. Da, frumos, foarte frumos. Și acum vă aștept să veniți. Avem și mașina, dacă vă uitați, de București, locuri de parcare berichet, că știu că și asta vă interesează. Deci locurile de parcare nu sunt cu plată și nu sunt o problemă. Aștept oricând doriți să veniți.